Popescu Gopu. În 100 de amintiri, mă bucur foarte tare că doamna Anca Moscu a acceptat să fie cu noi astăzi și să vorbim despre acest festival de comedie pe care cu siguranță că l-ar fi îndrăgit Gopo și care tocmai de aceea Enea Dabija, organizatorul, a decis să îl dedice întru totul și cred că o să ne ocrotească, cred că de asta și avem niște filme minunate anul ăsta, evident o parte ale lui Ion Popescu Gopo și nu în competiție firește pentru că el are deja toate premiile noastre și mai ales amintirile noastre. Așa încât aș vrea să încep prin a afla care a fost prima întâlnire cu Ion Popescu Gopo. Știi că noi spunem Gopo, ne gândim la premii, ne gândim la omuleț și vreau să îi creionăm astăzi figura foarte exactă, așa, ca o ființă cu adevărat vie, de care am avut parte amândouă să-l cunoaștem de adevărat, la datul fiind și rudă, deja sunt pertu pentru că ne știm de prea multă vreme și cred că Gopo n-ar fi avut nimic împotrivă. Absolut. Prima mea întâlnire despre care nu mi-amintesc. Da, mi s-a povestit. Mi s-a povestit, da. A fost la botezul meu. Mm-hmm. Așa, când m-a și filmat. Ah, ce frumos! Da. M-a filmat în biserică atunci când m-au scos. Deci aveam, nu știu, cred că o lună, două. Foarte puțin. Deci nu mi-amintesc. Dar este extraordinar că foarte puțină lume are măcar fotografii de la botez, da, păi o filmare făcută de cine? Palme d'Or, Ion Popescu Gopo. Exact, adică, Cred că e unică total, da. Da. Mai târziu mi-aduc aminte de niște petreceri de-astea organizate la el acasă, apoi plimbări prin parc, cred că aveam 5-6 ani, o grădină zoologică, după aia cred că vrea să urmărească pauză, și reacțiile, mă gândesc, pentru că el întotdeauna a avut probabil filme cu copii. Exact, știi? A iubit copii enorm. Enorm. Și ne-a dăruit enorm tuturor copiilor. Exact. Dovadă și filmele făcute, filme ferii pentru copii. Absolut. Dar și pentru adulți. Pentru adulți, bineînțeles, și în special filmele de scurtmetraj, de desenele animate, care consider că se adresează în primul rând adulților. Da, și care sunt filme de idei, filme de esență. Ingenioase și palpitante și le-am prezentat la un moment dat la un masterat, nu mai vreau să plece acasă, trecuse ora și mai vreau, zic, astea sunt toate, da, tot ce am cel puțin, da. Da, și filme, dacă stai să te gândești, făcute atunci în perioada aceea 57-70, exact, cenzura, se evident. Evite cenzura, așa, dar filme vizionare, filme avantgardiste, adică cu care au prezentat problemele de astăzi. Da. Și ea problema energiei, inclusiv călătoria la lună, știm foarte bine, care era mult înainte. S-a furat o bombă, nu mai spun. Tocmai, deci tot timpul, în armarea, bomba nucleară, problema energiei, o grămadă de probleme care sunt extrem de actuale. Dar revenind la copilărie, așa, am avut o perioadă în care am început școala, am avut clasele primare în care mi-am văzut numai de treabă. Mi se pare că atunci a și fost plecat
În Elveția a fost în 70, da. Așa, unde a stat 4 ani de zile ca șef al secției propagandă. Propagandă film acolo. În sensul bun al cuvântului propagandă și nu așa cum ne imaginăm. Nu ce era în țările socialiste, nu, de bună seamă ce se afla în Elveția. Exact. Da. Apoi, din clasa a 5-a, am început să merg la buftea cu el. Eu am învățat 12 ani la actuala școală centrală. Știu. Fostă Zoia Cosmodemianska. A cea mai bună prietena mea. Așa. Și a mea și scumpă. Cea mai... Nu numai cea mai bună profesoară, dar și cea mai bună dirigintă. N-are asemănare. Deci, nu, am amintiri cu două profesoare din școală, Anda și de engleză și doamna Răducanu de limba română. Așa, și îmi trimitea microbuzul la grădina Icoanei. Wow, dai seama ce invidie pe acolo, că scria pe el buftea, buftiut, cum zicea Sucheanu, și în gopul ăsta, buftiut. Da, buftiut, că era Hollywood și buftiut. Dar de la Sucheanu. Dar el nu-i spunea wood, îi spunea buftiut. Wood, așa, foarte bine, perfect. Fără știa englezește? Da, vorbea perfect engleză, franceză, rusă. Franceză trebuia neapărat în Elveția. Da, așa, rusă la perfecție. Mama, să vorbim acum și de unde vine numele Gopo. De la părinți, mama Gorenco, născută la Cetatea Albă, și tatăl Popescu. Și ca să-i unească pentru totdeauna. Exact, pentru că i-a adorat. Așa cum este desenul ăsta făcut, cum e coperta, dintr-o dată îmi dau seama că, de fapt, între ei, nu numai că i-a unit, e ca și cum ar avea două verighete. Dar nu m-am gândit niciodată până acum. Acum mi-a venit ideea, cred că ne-a trimis. Da, așa. Frumoasă. Dacă nu ne-am prins până acum, hai că vă ajut eu așa. Hai că vă... Da, e adevărat că știu că are una dintre ultimele fotografii pe cei doi lei care sunt pe o clădire de la Chișinău. Mi-a trimis-o Larisa Turea. Așa ca un leu, chiar dacă el era în zodia taurului născut pe 1 mai, dar mi s-a părut așa că are ceva de felină. Văd că lumea îl trece... Bine, așa era în acte, e adevărat, în 30 aprilie. Știi cum e, știi de ce? Nu. E de ce? Pentru că mama lui a zis să nu-l declare pe 1 mai, că era ziua oamenilor muncii, așa era o zi comunistă, proletară, a zis să nu aibă probleme la școală și să nu cadă lumea altceva. Ea, săraca, știi, venind din Uniunea Sovietică, pentru că Cetatea Albă, era în Basarabia, Basarabia a luat... Exact. Dar el, de fapt, este născut pe 1 mai. Odată cu mama. Mama tot pe 1 mai. Și, deci, din clasa 5-a până în clasa 12-a, îmi trimitea microbuzul în fiecare zi aproape la școală. Care zicea Cosmodemianska pe vremea, așa cum și liceului meu nu zicea Sfântul Sava, ci zicea liceul Bălcescu, Nicolae Bălcescu. Era Bălcescu, da, Sava. Sigur, da. Așa. Lângă atâția sfinți. Și lângă Sfântul Iosif, pe Da, și mergeam la buftea și acolo asistam la pe platouri la filme. Ceea ce filma, da. Apoi mergeam la montaj. Mi-a plăcut foarte mult montajul și chiar la Povestea Dragostei a ieșit un film cu o bobină montată numai de mine. Ce frumos. Da. Am stat și pe lângă Silvia cu Sursuz, montoza cât celor mai, nu, să zic, mai ultimelor filme ale lui. Care are o pasiune pentru Și care l-a iubit și ea mult.
Așa. Admirat și-l admir. Da, da, da. Ce cred, contează și el o tot provoca. Da, da. Și el a fost un motor pentru ea de a merge înainte, de a se autodepăși. Și spunea că nu zicea stop la filmare. Zicea haț. Haț. Da, haț. 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 Da, da. Da. Acolo am îndrăgit extraordinar de mult filmul. Vedeți, și am fost sincron, nu? La voci. Da. Oare, da. Da, 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 da. Uh-huh. Și când plecam de la Buftea, fie mergeam la o premieră de film, fie la una de teatru. Pe care ți-o amintești cel mai drag, așa, dintre ele? Una care te-a impresionat, sau de teatru sau de film. E interesant așa să știm care era acolo cu el. Am fost la teatru la Un fluture pe o lampă. Ah, Un fluture pe lampă. Da, 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 da. Cu Rebenciuc. Da, așa. Mi-a plăcut foarte mult. Așa, și la film au fost atât de multe. Dar pot să spun de... La studio. La studio mergeam, da, sigur, da, că da, acolo, era clubul, la sălița mică. Și, aia, da, da, și la sălița mică se dădeau filme, da, se dădeau filme care nu erau pe piață. Care stăteau puțin prin țară, care veneau de la ambasade, cam cum le dar ia care acum nu se difuzau în cinematografe, da, nu erau. Sau veneau pentru a fi alese și le refuzau și da, da, da. Exact. La România Film, da, da. Așa, și mergeam, bineînțeles, la Cinemateca Union. Și vedeam acolo câte două, trei filme la rând, pentru că îmi plăcea la nebunie vocea ta. Da, da, da. Încă nu pot să uit, deci o voce inconfundabilă traduceai filmele. Era foarte dragă Cinemateca și întotdeauna mi-a fost foarte dragă și la Union și la Eforie după aia. Dar la ce premieră ai fost de-a lui cu el? De-a lui am fost la Quo Vadis, Homo Sapiens. Așa, la... Care era la Scala, la Patrie? La Scala, la Scala, Scala erau, da. De ce spun de astea două? Homo Sapiens și Povestea Dragostei. Homo Sapiens, Quo Vadis, Homo Sapiens și Povestea Dragostei. Pentru că, pentru aceste două filme, am scris pliantele. Știi că în seara premierei, pe fiecare scaun, exista cât un pliant cu o scurtă recenzie. Exact, știi cum era la teatru, programul de teatru, sau a mai fost foarte târziu, prin anii, nu știu, că foarte târziu a venit la noi Paripile Vântului și încă am pliantul cu Paripile Vântului, l-am încă acasă. Da, deci, și da, eu. Da, 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 da. Că e o distanță foarte mare. Film a fost în 39 și premiera la noi la Patria a venit până în 70. Târziu de tot, da, da, foarte târziu. Foarte târziu, da, da, da. Eram cu Suchian, da. Da, 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 Suchi. Da. Și mi-amintesc de aceste două filme pentru că atunci el m-a prezentat Catrinelo Proiu. A, da. Așa, și i-a spus, zice, uite, ea e marea mea iubire care învață foarte bine. Da, da, avea foarte mult umor și foarte mult umor. Da, și, pentru și o duioșie extraordinară. Știi că atunci când vezi un bărbat așa înalt și un munte, și un munte, uriaș, om, da. Și într-o vezi atâta candoare, da, și sensibilitate. Da, exact, da, și inocența, că tot avem noi un film inocentul, da, da, da. Da. Da, și deloc conflictual și foarte complicat. Știi că era și președintele Uniunii. Președintele Uniunii Cineaștilor Asociației, da, 14 așa, ani, exact, a fost. Exact, și unde îți dai seama câte orgolii stă acolo. Apropo, are un film orgolii genial pe care o să-l dăm și noi. Adică este de neuitat. Da. Da. Și știi că a fost și vicepreședintele ASIFA, Asociația Internațională a Filmului de Animație, sub președinția lui Norman McLaren. Canadian, că tot am avut canadian. Da. Da. Îți dai seama invidie. Da, bine, atunci, e, da, 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 invidie mare. Și ca să nu mai spun că el a fost nu numai primul român
câștigător al unui Palme d'Or la Cannes. Dar la Cannes nu exista secțiune de scurtmetraje. Exact. Și a fost primul regizor din lume pentru care Cannes a înființat secțiunea de scurtmetraje și el a luat prestigiosul trofeu cu scurtă istorie. Da. Deci pentru scurtmetraj de 9 minute. Dacă e genial. Ce se întâmpla cu scenariile. Exact. Mi-aduc aminte că nu știu dacă ți-am spus, dacă știi, el îmi trimitea mie scenariile după ce le dactilografia. Bătea chiar el? Chiar el. Da, da. Pentru că așa apărea și în desenele lui. Da, chiar el, da, le dactilografia și pentru că ideile veneau cu altă viteză față de viteza a mâinilor. Da, așa, evident că scăpau foarte multe lucruri. Unele erau de neînțeles. Nu știai ce vrea să spună. Și atunci, eu care cunoșteam, că stăteam cu el de vorbă, da? Și îmi spunea, cunoșteam scenariul, așa îl corectam. Și de la mine pleca la Suzana Gâdea. Ministrul în clădirea în care ne aflăm. Da? Exact, ministrul culturii. Da, 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 da. Din vremea aceea. Da, da, da. Da. A, da, apropo de animație. Și apar pe generic sau erai... Nu. Erai omul din umbră. Omul din umbră, The Ghostwriter. Știi ce film grozav a fost ăsta, așa, Roman Polanski. De fapt, e mai tentant să fie așa o umbră, mai ales în lumea lui, care, cum spuneam, a început chiar cu fantomele, știi tu, cu fantoma lui Katie King, cea celebră, la care el a făcut niște desene înainte să vină comuniștii la putere și eu am acasă cartea cu desenele cu fantoma, așa încât a vrut să fie altfel. Și mi se pare și asta foarte frumos. Eu chiar i-am spus la un moment dat, cred că de asta m-a și cooptat în activitatea lui, pentru că i-am spus, eram fascinată de film și i-am spus, vreau să fiu și eu un personaj din bazmul tău. Ah, da. Știi? Da, și atunci, da, m-a luat și că, da, tu, bine, hai, uite, hai să faci asta, îți dau scenariile. Și după ce a văzut că... Cred că a fost mai mult decât un personaj, de fapt. Da, exact, cred că am fost și un ajutor pentru el. Da. Și i-a plăcut foarte mult și cum mi-am pregătit lucrarea de diplomă. Pentru că am făcut cu totul altceva decât profesiunea mea, că eram la facultate la cibernetică până la urmă. Aha. Am ajuns de la filologie, de la liceu de filologie. Cu roboței, așa, există o explicație. I-am dus și cartele pentru comedia fantastică. Așa. Care e fantastic, realmente? Hai de mine, este un film excepțional. Și toată muzica folosită, și Tchaikovsky, și Verdi, și el spunea că muzica este cea mai puternică forță care te împinge înainte. Deci e dovadă că francezii, când plecau pe front, cântau Marseeza. Și așa se însuflețeau. Ca să mobilizeze. Da. Da, îți mulțumim tare mult că ne-ai adus și cărțile, că ne-ai găduit să avem o foarte frumoasă expoziție de afișe, că putem da filmele pe cine maraton și mai ales că ne-ai împărtășit amintirile tale care sunt neprețuite. Mulțumesc cu mult drag, dar vreau să spun că mai există încă un volum pe care l-am scos, Gopo în 100 de benzi desenate. Că știi că el a început cu benzi desenate, ca desenator, caricaturist, grafician. Căutați-le. Da, neapărat. Păi, vedeți? Acuși vine Crăciun. Neapărat. V-am dat o sugestie. Neapărat. Și legat de anima film, pentru care poate, nu știu, se mai găsesc și alte instituții ale statului care să ajute, să participe la renașterea lui, mă leagă o amintire foarte frumoasă. Când am intrat la facultate și i-am spus,
mi-a zis, bine tu, hai, hai să mergem, că am eu puțină treabă, trecem întâi pe la Anima Film, da? Și pe urmă mergem cu toții și sărbătorim, nu știu ce. Și când am ajuns la Anima Film, acolo m-au așteptat, măi, cu tort. Cu... Era petrecere, era... surpriză pe vremea când nici nu știam ce înseamnă. Exact, exact. Am fost, sediu era în Sfântul Ion, da, și era Piereta, Dumnezeu să o ierte, da, da. Pierreta Atanasiu și Roland Pupăză. Da, da. 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 Dragii de ei. Așa e. Da. Așa e. E, amintiri, amintiri. Da, da, da. Au lăsat dure amintirile și îți mulțumim. Au lăsat, într-adevăr. Mulțumesc și eu pentru invitație.